Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferințe. Și numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă suferință putem răzbi cu bucurie. Părintele Arsenie Boca, Omul Durerilor. Scenariu de Ion Costin Manoliu, regia artistică Nicolae Mărgineanu. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să mă leapă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel ținând la mine, te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea prea sfânt numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede ca fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, cel ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile ne-au pustină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre, și toate împreună au făcut temnița în care te ținem, bolnav, plămând și fără haină. Și așa risipim în deșertăciune zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care te ținem. Aprinde dragostea ta în inimile noastre. Arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășulește într-un noi împreună cu Tatăl și cu Duhul, precum ai zis, că Duhul Tău cel Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioasă. Doamne, cel ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre, și cât te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina ta peste noi, ca să vedem lumea prin ochii tăi, să trăim în veac prin viața ta, lumina și bucuria noastră. Slavă ție! Amin. Maica stareță Olga Gologan? Da, domnule comisar, dar parcă ne cunoaștem. Ați mai fost la noi? Da, am fost, numai că am aflat că aici nu e o atmosferă sănătoasă. Domnule comisar, în luna martie când ați fost la noi, la așezătoarea culturală pe care am organizat-o, mi-ați spus atunci că ați fost foarte impresionat de ordinea de aici și că acest sfânt locaș poartă pecetea celei mai desăvârșite vieți spiritualicești. Avem informații că aici e un cuib de legionari. Domnule comisar, mătușa mea Epiharia Moisescu, Dumnezeu să o odihnească, și eu și sora mea Maica Teodosia și celelalte maici și toți profesorii de aici, din timpul primului război și până acum, cu strădanii am ridicat aici la Bistrița orfelinatul, școala primară, seminarul teologic, liceul de 8 clase, liceul industrial, atelierele de covoare de artizanat și pictură, tot ce vedeți ca prin lucrarea noastră să aducem slavă lui Dumnezeu. Noi tot ce facem e ca să dăm fetelor o educație armonioasă, ca să slujească fiecare după puterile și înzestrările sale pe Dumnezeu. Ce caută părintele Arsenie Boca la mănăstirea Bistrița? La noi la Bistrița și la Hurezi și în alte mănăstiri vâlcene, multe măicuțe sunt ucenicile părintelui Arsenie. Se înțelege. Apoi toate fetele de la mănăstire au auzit de harismele cuviosului și mi-au cerut să vină Ava Arsenie să le spovedească.
Și mă rog, să le povățuiască către un drum în viață. Așa că anul trecut, țin minte perfect, chiar pe 10 noiembrie 44, am adresat înalt preasfințitului Nifon, mitropolitul Olteniei, o cerere de binecuvântare, pe care am primit-o în câteva zile. Apoi l-am rugat și pe înalt preasfințitul Nicolae al Ardealului să binecuvinteze și el venirea temporară a părintelui Arsenie Boca la mănăstirea Bistrița. A fost de acord și de atunci, din când în când, părintele cercetează obștea noastră pentru zidire sufletească. Suntem pe 16 iulie? Da. 16 iulie 1945, da. Scrie. Raport către Direcțiunea Generală a Poliției Siguranță. În ceea ce privește activitatea politică la mănăstirea Bistrița de Vâlcea, putem lansa presupunerea că în această mănăstire mai dăinuiește o atmosferă de simpatie vădită pentru legionarism. Să nu uităm că aici a fost internat și ex-mareșalul Ion Antonescu. Alo, da? Să trăiți, domnul ministru. Exact cum a fost ordinul. L-am arestat pe Arsenie Boca. E la noi acum, la siguranță, a Râmnicu Vâlcea. Era împreună cu Ieronim Ștefan, alt călugăr de la... L-am saltat și pe el, sunt în arest. Da, sigur, să trăiți. Era domn ministru al cultelor, Constantin Burducea. Domnule comisar, ce am avut de spus, am spus. Ceea ce vreți să faceți, faceți mai degrabă. Da. Părinte, înțeleg care vă este poziția. Vreau să vă scrieți autobiografia. Aveți aici hârtie și stilou. Autobiografia. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase. Subsemnatul, m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vața de Sus, județul Hunedoara. Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 din părinți creștini ortodoxi, Iosif și Creștina, în satul Vața de Sus din țara Zarandului, în partea de sud a munților Apuseni, sat ce aparține comunei Vața de Jos. Aceștia i-au dat numele de Zian Vălean. Un nume rar, Zian, vine probabil de la Sfânt Zian, ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită la 24 iunie. Bă, copii, pe Dumnezeu noi oamenii nu-L putem vedea, dar El a toate făcătoriu, ni se descoperă în zidirea sa. Dar ia uitați-vă, vedeți voi soarele, munți, dealurile, pomii, vedeți? Da! Pe toate Dumnezeu le-a făcut. Zidirea întreagă, de la făpturile ele mai mici până la cele mai mari, toată zidirea mărturisește înțelepciunea, bunătatea și puterea făcătorului. Și vaca noastră, părinte? A, păi da, și vacile, și cai, și oile, și caprele. Vedeți, mă, copii, câtă frumusețe a pus Dumnezeu
aci la noi, în țara Zarandului. În munții noștri îi aur, fier, cărbune. Și pe noi, pe om, l-a făcut Dumnezeu să stăpânească și să grijească de toate ale lui. Și aci, la vața, îți izvoare cu apă caldă ca să se tămăduiască oamenii de boală și neputință. Dar voi, copii, să ascultați de părinți și să faceți rugăciunea în toată dimineața și seara, și când vă puneți și vă ridicați de la masă, că Dumnezeu nu-i niciodată prea sus ori prea departe, că El se lăsluiește și în inima omului. Și de veți fi cu minți, însuși Dumnezeu o să vi se arate, că dar Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, ne-o zis: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Iosif Boca, născut la Brad pe 24 februarie 1881, din părinții Petru și Teodora Boca, era pantofar. Creștina, născută la Vața de Sus pe 30 octombrie 1892, din părinții Gligor Popa și Pascuța Mariș, era casnică. În registrul de stare civil al comunei Vața, căsătoria dintre Iosif și Creștina este înscrisă la 7 noiembrie 1909. Iisus a ridicat căsătoria la rangul de taină. Dacă ar fi trăită de cei căsătoriți la valoarea aia adevărată, căsătoria ar da roade vrednice de taina lui Dumnezeu. Copii curați, neîncărcați de atâtea păcate pământești, mai străveziți spre Dumnezeu, în stare să lase toate pentru dragostea de Dumnezeu și Evanghelia sa. Iosif Boca, tatăl părintelui, a plecat în America și a lipsit în perioada în care mama sfinției sale era însărcinată, Creștina nefiind astfel deranjată nici psihic, nici fiziologic de soțul ei. Preocuparea mamei era mai ales rugăciunea adresată Maicii Domnului înaintea icoanei din casa sa, mult iubită de Zian. Mamă, când mă uit la icoana Maicii Domnului, simt așa. E, dragul mami, foarte mult m-am uitat și m-am rugat eu la icoana asta și spuneam Sfintei Fecioare: Maica Domnului, îți cer un copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, ca să slujească ție Maicii Domnului și Domnului Iisus Hristos. Nu pentru mine îl cer. Îmi place tare mult icoana asta. Și cât te-am purtat în pântece, îi ziceam: ajută-mă, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, și dă-mi un copil deștept și sănătos. Când meream la lucru la câmp, înainte mi-apărea icoana Maicii Domnului, de parcă era pictată în inima mea. Cât a stat Iosif Boca în America, cum făceau atunci mulți români din Transilvania, nu știm, dar cu siguranță n-a stat prea mult. În 1913 s-a născut sora părintelui, Viorela Miuca, o fetiță care a murit la numai 7 luni în același an. Copilăria lui Zian se va fi desfășurat ca a tuturor copiilor de la țară din vremea aceea. Nu erau jucării, nu era radio, nu era televizor sau calculator. Am făcut școala primară și liceul în orășelul Brad din același județ, Hunedoara. De pe atunci mi se remarca o anumită înclinație spre singurătate. Părintele Arsenie a fost timp de 8 ani elev al Liceului Național Ortodox Avram Iancu din Brad. Eu mă numesc Candin Ciocan și-s dirigintele clasei. Dragi copii, Liceul Național Ortodox Avram Iancu din Brad a fost înființat în anul 1869 din îndemnul înalt preasfințitului Andrei Șaguna, mitropolit al Ardealului, cu ajutorul strămoșilor noștri de aici, din țara Zărandului. La început, școala a fost gimnaziu ortodox de 4 clase, apoi liceu de 8 clase. În 1850, mitropolitul Andrei Șaguna a organizat la Sibiu congresul bisericesc, la care a participat și însuși Avram Iancu, marele luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, Craiul Munților. Ați auzit de Avram Iancu, nu? Da!
Și cine știe unde-i mormântul lui Iancu? Eu! Ia spune! La Țebea! Așa-i! Crăișorul își doarme somnul de veci la Țebea și o ajunge împreună la mormântul lui, că e aproape de noi, de aici de la Bradăs, numai câțiva kilometri. S-a născut la Vidra de Sus în 1824. El a fost unul dintre organizatorii adunărilor de la Blaj din 1848 și conducătorul cetelor de țărani și mineri din munții Apuseni. A fost închis pentru crezul lui și după ce a fost eliberat, ultimii ani de viață i-a petrecut între moții lui, pe Valea Arieșului, la Lupșa și mai cu seamă în satele de la noi din Țara Zărandului, la Baia de Criș, de exemplu, unde o și murit în 1872 cu fluierul său alături. În testamentul său o scris: unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea mea fericită. Pentru a cinsti pe acest înaintaș, școala noastră poartă numele lui. Și cum putem fi la înălțimea idealurilor lui Avram Iancu și a marelui Andrei Șaguna, cum puteți voi să-l slujiți pe Dumnezeu decât să învățați bine? De pe atunci mi se remarcă o anumită înclinație spre singurătate și spre probleme de religie, chiar peste puterile mele de atunci. Așa, spre pildă, am o carte a lui Immanuel Kant, Religia în limitele rațiunii, iscălită Bocazian, clasa a patra de liceu. Petru! Ce-i, mă? Ia arată-mi ce-ai scris în jurnal. Ce să scriu, mă? Că tu, colegul meu, Emil Borza, ești cam curios din fire. Da, zise Petru Boldur, cer fără cusur. Hai, mă, Petru, arată-mi ce-ai scris. Treaba mea. Ia, mă. Băi, mi le dăm caie tu. Dar ce, ai ceva de ascuns? Ia uite, ai scris despre Zian. Să nu-i spui, mă, că poate se supără. Ia. Excepțional înzestrat, de o voință extraordinară, o memorie formidabilă, o putere de muncă și o tenacitate ieșite din comun. Gata, mă, Emile, dă-mi-l. De ce să se supere, mă, că ai scris adevărul? E tare, mă, Zian, față de noi. Totul îl interesează. Hai, dă-mă, că ai tu. Zian Boca asimilează informații din toate domeniile cunoașterii. Exact, așa e, mă, cum ai scris. Nu degeaba ești poetul nostru. Hai, mă, Emil. Nici tu nu ești prost, mă, Petru. Dar vezi că n-ai scris că Zian știe cânta bine la flaut. Mereu copiază partituri pentru profesorul Gheorghe Pârvu. Vezi că vine Zian. Și apoi ce? Nu-i arăt. Ce ai în mapa aia, Ziane? Desene? Ia, am pictat ceva și mă duc să-i arăt profesorului Körmendi. Da, tu te știi bine la desen și la pictură. Știți, desenând și pictând, mi s-a descoperit că omul nu e numai carne, sânge, oase, ci există și altceva. Inspirația nu ține de materie, de rațiune. La intrarea în cursul superior de liceu, am rămas orfan de tată, care era cismar de meserie și foarte bun pedagog cu fiul său. No, ia să văd de ce ești în stare, mă, Ziani. Până vii de la braț să bați cu uilele de lemn și să prinzi păpucea, da? No, ia să văd eu ce ai făcut. Bă, mă, coptile, mă, ție ți-o azi de joacă, mă? Eu m-am dus și m-am înturnat și tu ai chiar timpul? N-o stai că-ți dau eu ție. Știu până astăzi că m-a bătut odată ca să nu mai pierd timpul, ceea ce am făgăduit cu lacrimi și n-am uitat până acum și de multe ori mi-a folosit în viață. Tatăl părintelui Arsenie, Iosif Boca, a trecut la Domnul pe 11 iunie 1926 și este înmormântat în cimitirul ortodox din Brad. Orice oră, orice minut sunt scumpe. Ne sunt date cu socoteală.
și o să ni se ceară socoteală de ele. În orice vreme ne putem mântui sau ne putem pierde. Cine nu dă lui Dumnezeu vremea sa, pe acela Dumnezeu îl va lipsi de fericirea veșnică. Înainte de 1948, în fiecare an de 10 mai, care atunci era Ziua Națională a Regatului României, în piața centrală a fiecărui oraș se organiza o serbare publică, la care participau și elevii, mai ales promoția de absolvenți din acel an. Așa s-a întâmplat și în 1929 în orașul Brad, când tânărul Zian Boca a absolvit liceul Avram Iancu. Băi copii, băi, merem cu toții înapoi la școală, ne întâlnim în curtea școlii, da? Da, domn diriginte. Mă, Petru, să știi că îmi pare rău că terminăm liceul. Da. Dirigintele Candin Ciocan, așa cum a fost el, a vrut să facă treabă cu noi. Da? Ai hotărât ce vrei să faci mai departe? Mă duc ori la litere, ori la teologie. Aha. Dar mai degrabă la teologie, că poezii pot scrie oricum. Dar de preoți cred că e mai mare nevoie. Dar Zian nu are ce vrea să urmeze. Băi, el poate să facă orice, că e bun la toate materiile. No, acum haide să plantăm gorunul. Hai, hai, veniți cu toții. Hai, mă! Copii, sădim un stejar ca simbol al biruinței, că așa e tradiția neamului nostru. Să ne rugăm să prindă și să ne întâlnim aici în curtea liceului și peste 10 ani. No, voi și peste 50 de ani. Hai, Petru, ia puietul, că-i groapa făcută. Nu Boldor, ci Boca Zian plantează pomul. Hai, Ziane. Doamne ajută. Noi să presăm pământul. Da, da, da. No, așa, bo. Acum legați-l de tutore, da? Așa. Și acum treceți fiecare și stropiți-l cu stropitoarea la rădăcină. Așa. A, la rădăcină. Acolo. Bravo. Măi copii, voi să ne țineți minte nu după cum v-am certat, ori după cât de exigenți am fost noi educatorii cu voi, ci să știți că noi am vrut să facem din voi caractere tari și puternice. Așa să fiți. Și să folosiți ce ați învățat în slujba patriei și a neamului. Și stejarului să-i zicem Gorunul Luzian. Da, Gorunul Luzian, că doar el e șeful promoției noastre. În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult matematicile, fizica, religia, desenul și muzica. Terminând liceul și luând bacalaureatul la prima prezentare, înclinam spre științele pozitive. Dacă aș fi avut avere sau ar fi garantat tutorii pentru mine, intram la aviație la Cotroceni, ceea ce n-a fost, împiedicându-mă sărăcia. Drept aceea a biruit înclinația contemplativă sau speculativă și în 1929 m-am înscris la Academia Teologică din Sibiu. Ia să vedem, părinte. Da, subsemnatul, m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vasa de Sus. Liceul în orășelul Brad. Da, da, da. Mi-au plăcut foarte mult matematicile, fizica, religia. Da. În 1929 m-am înscris la Academia Teologică din Sibiu. Da. Foarte bine. Mai departe. Abia acum începe partea care ne interesează. Mai departe, părinte, și fără scăpări. În cursul teologiei mi-am vândut casă părintească spre a-mi putea continua studiile. Eram și bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor și nici nu mă înduram. Întrucât era divorțată de tata, iar eu fusesem dat tati prin sentința de divorț, ca fiind, pe baza meseriei, mai sigur că mă va da la școală. Din informațiile oferite de Iovu Mihuț, fiu al satului Vața de Sus, care a cercetat arhivele, reiese că printr-o sentință a tribunalului din Arad, căsătoria dintre Iosif și Creștina Boca s-a desfăcut în 1922.
Ulterior, mama părintelui s-a recăsătorit în satul Hălmagiu cu Nicolae de Rău și acolo va trece la Domnul pe 6 decembrie 1951. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase. Spune, gardian, ai urmărit ce face noaptea, cum ți-am zis? Da, domn comisar, m-am uitat prin vizetă. Și ce face? Se roagă. Da. Și altceva? Păi ce să zic, se roagă. Se roagă, se roagă, dar cât timp? Mult. Bine, mult, 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 mult. Dar cât? O jumătate, oră, o oră? Mai mult. Și nu-l dormă picioarele? Eu știu. Stă în genunchi, cu palmele așa, cum le țin copiii, cu ochii închiși. Așa mi s-a părut. Ți s-a părut? Da, așa am văzut. Am deschis ușa. Și? Era acolo, în genunchi. Stătea nemișcat. A deschis ușor ochii. Ce-ai rămas așa, mă? Ați văzut ce ochi are? Lasă-mă ochii, că doar nu-i muiere. Zi, ce-a făcut? S-a uitat la mine și a zâmbit ușor, părea... Părea, ce părea? Că e milă de mine. Bă, mie nu-mi e, mă, când te văd cât ești de prost. Stai și în noaptea asta și te uiți. În timpul teologiei, mi se lămurea frumusețea chipului viețuirii călugărești și doream să mă instruiesc pe cât putea mai temeinic, cu deosebire în latura mistică a vieții. O deprindeam pe mama cât mai fără mine și cât mai fără corespondență, ca oarecum să mă uite și să nu-i fie greu când va afla că m-am călugărit. Hei, cu toate că vreme de 4 ani în timpul studiilor la Academia Teologică din Sibiu am șezut alături din aceeași bancă, nu pot spune că eu, Teodor Bodogae, am ajuns să-i cunosc toate adâncurile sufletului. Nu l-a pasionat prea mult studiul limbilor străine. Totuși cunoștea foarte bine limba franceză. Citea cu aviditate studii de psihologie, de caracteriologie, de grafologie, căutând să se adâncească în descifrarea tainițelor sufletului. Îmi amintesc și acum de ușurința cu care interpreta la flaut compoziții destul de pretențioase. Vacanțele le petrecea adeseori la Orudenia sau la Buteni, județul Arad. Se abținea de la bucatele mai grele. Renunța regulat la porția de carne de la cantina institutului. Ne-a impresionat tăria, voința cu care răbda frigul, el fiind adeseori îmbrăcat sumar. De la plecarea din Brad, mi-am impus o anumită disciplină austeră. Așa, de pildă, mi-am propus să nu fac nicio cunoștință cu fete, ceea ce n-am reușit. Întrucât tocmai în anul acela, 1929, ministerul îngăduie și fetelor să studieze teologia și m-am pomenit cu câteva colegi. Dar cunoștințe în oraș am izbutit să n-am. Asta am reușit toată vremea teologiei, deși făceam parte și din reuniunea de muzică Gheorghe Dima din Sibiu, condusă de dirijorul Nicolae Oancea și care era mixtă. Dintre profesorii de teologie ai părintelui Arsenie, merită amintiți Nicolae Colan, care va fi ales episcop de Cluj și mai târziu mitropolit al Ardealului, de asemenea preotul Nicolae Terchilă, preotul Nicolae Neaga și părintele Dumitru Stăniloae. Zian, uită-l pe părintele Stăniloae. Părinte profesor, îmi permite să vă întreb ceva? Sigur, sigur. Să mergem în cabinetul meu. Dragii mei, spiritualitatea ortodoxă prezintă procesul înaintării creștinului pe drumul desăvârșirii în Hristos, prin curățirea de patimi
și prin dobândirea virtuților. Ținta este unirea omului credincios cu Dumnezeu în Hristos. Efectul acestei uniri cu Dumnezeu constă, între altele, într-o intensificare a energiilor spirituale din om, însoțită de multe feluri de harism. Dar până acolo, dragii mei, e un șir întreg de străduințe, de nevoințe. Aveam problema voinței în stăpânirea simțurilor. Mai mult chiar, studiind mistica comparată a diferitelor religii superioare, mă preocupa să văd prin proprie experiență cât se întinde sfera voinței în domeniul vieții sufletești și biologice. Experiența mea personală mi-a dovedit că acțiunea voinței și a conștiinței se poate întinde și peste instincte și actele reflexe după oarecare variabilă. Mă ajutau și studiile ce le făcea pe vremea aceea Mircea Eliade în India, trimis de Universitatea din București. Le citeam în revista de filosofie. Toate acestea mă interesau în vederea călugăriei. La ce te gândești, Zia? Cugetam la tânărul bogat care s-a apropiat de Mântuitorul, frământat de cea mai mare întrebare. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Mântuitorul îi întrerupe întrebarea. De ce mă numești bun? Singur Dumnezeu e bun. Ca și când ar fi vrut să-i corecteze mai înainte părerea ce avea tânărul despre bunătate sau chiar despre bunătatea sa. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Să nu curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și tânărul mărturisește că pe toate acestea le-a păzit din tinerețe. Totuși tânărul acesta, deși împlinise poruncile, era nemulțumit de sine însuși. Vroia mai mult decât intrarea în viață, de pe urma împlinirii poruncilor. Și atunci Domnul Iisus i-a zis, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Și vinul demurmează mie. Vrei să fii desăvârșit? Împlinește sfaturile. Vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Și vinul demurmează mie. Pe cuvântul acesta se întemeiază călugăria. Da, că monahii împlinesc mai mult decât poruncile. Ei făgăduiesc să împlinească sfaturile al sărăciei, al viețuirii curate și al urmării Mântuitorului, ascultător făcându-se lui Dumnezeu și povățuitorilor lor. Tânărul Zian Boca se remarcă repede între colegii săi, prin seriozitate și aptitudini deosebite, printr-o viață ascetică și trăire religioasă, care-i vor atrage numele de Sfântul, dar nu în ironie, ci bazat pe virtuțile și capacitățile sale. În perioada studiilor la Academia Teologică din Sibiu, mă abțineam de la voia în oraș. N-am dansat și n-am învățat lucrul acesta. Îmi dase tata grija asta și mai cu deosebire când eram teolog nu puteam închipui să fac așa ceva. De viața altora, din afara zidurilor facultății de teologie, am fost în cea mai perfectă indiferență și necunoștință. La teologia din Sibiu, Zian Boca a fost în anii 3 și 4 infirmierul teologiei și a beneficiat de o cameră separată cu un mic grup sanitar în hol. Aici se ocupa de pictură și desen și putea studia în liniște. Toate preocupările mele erau și sunt până astăzi interioare, nu exterioare. Vorbirea mi-a fost urâtă de când mă știu. Chiar numele călugăresc l-am ales pentru că Ava Arsenie își alesese nevoința tăcerii prin care s-a desăvârșit interior. Teza de licență în Academia Teologică rezuma strădanile mele spre acea desăvârșire interioară a omului și purta titlul Încercări asupra vieții duhovnicești.
Am terminat teologia în 1933. În vacanțe mă ocupam cu pictura. Pictura mi-a lungit școala, căci aflând mitropolitul Nicolae Bălan că am talentul acesta, m-a trimis la Academia de Arte Frumoase din București, pe care am terminat-o în 5 ani. Profesori principali aveam pe domnii Francisc Șirato, Costin Petrescu și Francisc Rainer, ultimul de la Facultate de Medicină. Profesorul Costin Petrescu i-a încredințat pictarea scenei cu Mihai Viteazu de la Ateneul Român. La București a audiat și cursurile de mistică creștină ale profesorului Nichifor Crainic. Vremea în București am petrecut-o nelipsind de la școală niciodată. Bolnav încă n-am fost ca să lipsesc din pricina asta. Lucram la atelier foarte mult. Primăvara mergeam de la 5 dimineața și mă întorceam la internatul Radu Vodă, unde locuiam, seara la cină. 3 ani am stat la internat ca să fie o garanție pentru mine că nu mă ocup cu nicio pierdere de vreme. Ascultă, de la postul de jandarm Sâmbăta de Sus avem următoarea notă informativă din vara lui 1943. Preotul Arsenie Boca este un înfocat legionar și credem că face parte chiar din conducerea clandestină legionară, însă este foarte greu de prins, fiind chiar sub scutul înalt preasfințitului Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului. Poporul vine în număr foarte mare la mănăstire și îl cinstește ca pe un sfânt. În aceste condiții, serviciul secret al jandarmeriei a trecut imediat la urmărirea informativă a preotului călugăr Arsenie Boca. 1. Se supraveghează ce persoane legionare iau contact cu el la mănăstire. Se urmărește ce fac aceștia la mănăstire, scopul venirii. Se notează cât stă fiecare. Vor fi urmăriți dacă stau numai la mănăstire sau urcă și în munți și revin la mănăstire. 2. Metoda de lucru. Vizitator la mănăstire și excursie. Cât am fost la București, de multe ori nu puteam merge la medicină din cauza frământărilor și grevelor studențești, care mă supărau pentru că pierdeam cunoștințele de anatomie și antropologie. Uneori profesorul nu putea să țină cursul. În mișcări studențești n-am intrat nici de fapt, nici de drept, întrucât Academia de Arte Frumoase nu era considerată în cadrul universității, ci ca o școală aparte. Am fost complet în afară de orice mișcare studențească sau înscriere în vreo mișcare politică. În 1935, Zian Boca, în calitate de absolvent al teologiei și candidat la preoție, a fost făcut citeț și ipodiacon, cum se obișnuia la Sibiu. Calitatea de citeț și ipodiacon se acordă numai printr-o rugăciune a ierarhului, a episcopului. Acestea nu fac parte din taina hirotoniei. Înalt preasfințite stăpâne, prea venerat Consiliu Arhiepiscopesc, subsemnatul, absolvent al Academiei Teologice din Sibiu și student al Academiei de Arte Frumoase din București, cu adâncă smerenie vă rog să binevoiți a mă primi la taina Sfintei Hirotonii, în treapta întâi a diaconiei, hotărându-mi se data din septembrie care se va afla mai nimerit. În credința rezolvării favorabile, aștept anunțarea datei hotărâte. Cu fiască supunere, Zian Boca. Înainte de hirotonie, toți candidații sunt îndatorați să se mărturisească la duhovnicul rânduit pentru aceasta, care dă o dovadă de mărturisire și de vrednicie. Dovada de mărturisire i-a dat-o lui Zian Boca părintele Mihail Neagu. La 11 septembrie 1936, a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Ascultă, cât timp a fost urmărit în 1943, n-au apărut informații care să denote vreo activitate politică sau vreo legătură clară cu legionarii. Nimic, nimic, domnule comisar. La mănăstire vin oameni cu necazuri, cu probleme de familie, numai chestii de genul ăsta. Sfântă tine veste legionară, cu vieță linie verzi, tu se plin. La București, pe la internat la Radu Vodă, mai vedeau și studenți legionari care ne chemau cu ei. Și te-ai dus? Nu m-am dus. Nu m-am dus niciodată.
Școala m-a absorbea total și n-aveam vreme de pierdut. Bătaia din copilărie pentru a nu pierde vremea mă urmărea ca un înger păzitor. În vremea aceea mișcarea legionară era întoi și se discuta de ea în toate părțile. Și nu te-a atras? Nu. Eu, ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinație către mișcare. Apoi s-a întâmplat că nici nu m-a mai chemat nimeni. Singura mea participare a fost asta, domnule comisar. Când se întorceau din Spania morți Ion Moța și Vasile Marin, am ieșit cu câțiva colegi pe calea Griviței, pe unde trecea convoiul de la Gara de Nord spre calea Victoriei. Academia de Arte Frumoase e pe calea Griviței. Deci am privit o parte din convoi și pe cei doi morți. Atâta tot? Atâta tot, domnule comisar. Altfel, colegi la școală am avut de toate soiurile și neamurile. Aveam între alții profesor pe unul, Vulpescu. Ăsta nu era comunist? Ba da, purta cravată roșie. Însă discuții n-am avut împreună niciodată. Aveam coleg de clasă pe un evreu, Itzhok Steinberg. Eram prieten. Ce spui? V-ați înțeles? Îi spuneam câteodată: măi, Steinberg, tu ești evreu și eu creștin. Deci ar fi să fim unul împotriva altuia. Eu însă am să fiu mai bun ca tine și tu n-ai să te poți supăra pe mine. Mai pe urmă, când am citit mai atent Biblia, am văzut că ultima misiune mondială e a evreilor, eventual a unei idei a evreilor. Ei? L-ai urmărit azi noapte? Da. Și? Se ruga. Asta mi-ai zis și ieri. Am văzut așa o lumină. Unde? În jurul părintelui și am intrat în celulă să văd ce-i. Și? Nu mai era. Cum? Nu mai era în celulă. Cine? Părintele, m-am uitat bine, nu mai era. Și tu ce ai făcut? M-am speriat, am ieșit afară, am închis ușa, apoi m-am uitat iar prin vizor și apăruse. Era acolo și se ruga. Bă, tu vorbești serios? Dimineața, când l-am scos la spălător, mi-a zis să fiu blând și cu minte cu soția și să mă ferez de relații intime, că e însărcinată. De unde știa că e însărcinată? Eu vă rog mult, domn comisar, vă rog mult, nu mă mai puneți pe mine! Studiam foarte mult. Plăcând înscrierea mistică a Sfântului Ioan Scăraru, am tradus-o în românește în vreme de 5 luni. M-a ajutat foarte mult la încheierea convingerii mele de a intra în călugărie. Monah este acela ce numai de hotărârile și cuvintele lui Dumnezeu se ține toată vremea, și locul, și lucrul. Monah este sila firii necontenită și păzire a simțirilor nelipsită. Monah este trup neîntinat și gură curățită și minte luminată, scrie Sfântul Ioan Scărarul. Am terminat Beleartele cu bine în 1938. Am făcut anul de practică la o biserică din Bixadu, Oltului, județul Ciuc, zugrăvită în frescă împreună cu profesorul meu Costin Petrescu. Îndată după terminarea acelui an de practică, am plecat, trimis de mitropolitul Nicolae Bălan în Sfântul Munte Athos, ca să deplin călugăria de acolo. La plecarea spre Sfântul Munte, în martie 1939, erau cele mai aspre cercetări, ca nimeni din cei ce au fost legionari vreodată să nu poată ieși din țară. Eu, neavând absolut nimic la activ, am obținut pașaport de călătorie în Europa. La Athos, părintele Arsenie s-a rugat stăruitor Domnului Hristos să-i scoată în cale un duhovnic mare și iscusit care să-l inițieze în tainele duhovniciei. Părintele Nicolae Streza l-a auzit la mănăstirea Brâncoveanu mărturisind despre inițierea deosebită pe care a avut-o la Athos. Și se știe că părintele nu făcea cu ușurință mărturisiri despre tainele vieții lui. După ce a văzut că rugăciunea lui către Mântuitorul pare a nu fi ascultată,
s-a rugat Maicii Domnului cu multă stăruință și lacrimi ca să ceară de la Domnul Hristos să-i împlinească dorința. După un timp, i s-a arătat Maica Domnului, care l-a luat de mână și l-a dus sus într-un vârf înalt din Athos și acolo l-a dat pe mâna unui duhovnic care trăise cu 200 de ani mai înainte. Acesta i-a descoperit multe taine ale duhovniciei și ar fi primit, prin lucrarea Duhului Sfânt, darul înainte vederii, pe care l-a folosit uneori după ce a devenit duhovnic la mănăstirea Brâncoveanu. De la muntele Athos m-am întors în țară la 8 iunie 1939. Țin minte data aceea, căci intrând în țară pe la Moravița, am văzut deodată drapelele românești. De la data aceasta până la Paștile anului viitor, 1940, când am intrat în călugărie, mi-am adunat unelte de pictură și materiale. De la Athos, părintele Arsenie Boca și părintele Serafim Popescu au adus manuscrise ale Filocaliei, pe care apoi părintele Dumitru Stăniloae le-a tradus și le-a tipărit, fiind ajutat de părintele Arsenie, pe care l-a și numit ctitor al Filocaliei românești. Pentru primele 4 volume, părintele Arsenie a făcut macheta coperților și a asigurat prin multe abonamente printre credincioșii de la Sâmbăta tipărirea și difuzarea Filocaliei. În toamna lui 1939, am învățat la Chișinău cu niște meșteri ruși poleitura cu aur, cicancă și alte lucruri trebuitoare unui atelier de pictură. În lunile februarie și martie ale anului 1940, înainte de a fi tuns în monahism, diaconul Zian Boca adresează mitropolitului Nicolae Bălan mai multe cereri. Din această corespondență cu mitropolitul Nicolae se desprind următoarele. Cere aprobarea să deschidă un atelier de pictură bisericească la mănăstirea Brâncoveanu. Vrea să picteze 2 icoane mari pentru aula Academiei Teologice, reprezentând pe Iisus și Maica Domnului, drept recunoștință pentru pregătirea obținută aici. Tot din aceste cereri reiese că părintele Arsenie, pe atunci diacon, locuia în clădirea Academiei Teologice. Despre timpul când părintele Arsenie locuia la Academia Teologică, relatează preotul Nichifor Todor, care era pe atunci secretar al rectoratului condus de părintele profesor Dumitru Stăniloae. De la Athos, diaconul Zian Boca s-a întors iarăși la centrul mitropolitan din Sibiu. Pentru un an de zile, cu excepția perioadei cât a fost plecat la Chișinău, a locuit în curtea Academiei Teologice, într-o cameră aproape de cantina studențească. Tot acolo locuia și Dumitru Popescu, viitorul ieromonac Serafim. Și cu ei împreună era și tânărul profesor de teologie, viitorul mitropolit Nicolae Mladin, un om entuziast, cult și de o rară bunătate. Toți trei seara, după cina studenților, ieșeau în holul dintre cele două camere, unde cântau imnul Apărătoare Doamnă și alte imne liturgice într-o atmosferă de sacralitate. Îmi era imposibil să rămân izolat în camera mea de vis-a-vis și să nu apar și eu între dânsii, frământat de același dor de preamărire a lui Dumnezeu. Înalt, preasfințite stăpâne, sub semnatul diacon, dorindu-mă după petrecerea călugărească a vieții, ceea ce am și primit canon de la duhovnic, cu smerită metanie vă rog am dat binecuvântarea schimbării numelui și atunsorii monahale în chipul schimei mici, dinpreună cu toate îndrumările legate de aceasta. Cu smerită metanie vă sărut sfânta dreaptă, prea plecat diacon Bocazian.
înalt preasfinției sale Nicolae, arhiepiscop și mitropolit. Sibiu, 9 martie 1940. Binecuvântează suflete al meu pre Domnul, binecuvântat ești, Doamne. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. 3 mai 1940. Mișcătoare și emoționantă a fost tunderea în monahism a unuia din mulții și luminații absolvenți ai Academiei Andreiane, părintele diacon Zian Boca, diplomat al Școalei de Bele Arte din București. Moț după locul de naștere, tânărul monah a înțeles să dea ascultare gândurilor marelui ierarh al bisericii noastre, consacrându-și viața lui Hristos prin studiul picturii bisericești, pe care s-o desfășoare acolo, în liniștea munților pe care Constantin Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere și rugăciune. Diacon Haralambie Cojocaru, Telegraful Român, 12 mai 1940. Pace, milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. În vinerea izvorului tămăduirii, după Paștile anului 1940, am fost uns în călugărie, primind numele Arsenie. Un an m-am ocupat cu gospodăria. Eram primul și singurul călugăr la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, județul Făgăraș. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. În 1939, părintele Arsenie a mers la Chișinău, unde a învățat tehnica metaloplastiei în pictură. Se pare că s-a aflat la Chișinău și în vara lui 1940 și a plecat de acolo când a fost cedată Basarabia către Uniunea Sovietică, la sfârșitul lunii iunie. Printre credincioșii de la Sâmbăta a circulat pe atunci o hârtiuță în care se relata despre acest moment. De pe peronul gării, părintele Arsenie privea cum se înghesuiau în ultimul tren sărmanii basarabeni, care se refugiau din fața armatei sovietice cu ce puteau lua din avutul lor. Părintele nu avea decât un geamantan mic. Deodată, ca din senin, a apărut alături de părintele Arsenie un bărbat matur, îmbrăcat modest, care privea către oamenii îndurerați, nevoiți să-și părăsească locurile natale. Bărbatul acela privea spre trenul înțesat de oameni cu atâta durere și jale întipărite pe fața sa, cum nu mai văzuse părintele niciodată. S-a gândit că acel bărbat care nu avea niciun bagaj se refugiază și el cu mâinile goale. A vrut atunci să-i dea pâinea pe care o avea în valiză. S-a aplecat să scoată franzela și să o împartă cu el. Dar când s-a ridicat, bărbatul dispăruse ca prin farmec. Unde dispăruse atât de repede? S-a uitat în jur, dar nu l-a mai văzut. Cine va fi fost bărbatul acela? Părintele Arsenie i-a zis omul durerilor. Să-și închipuie fiecare cine este omul durerilor, cel care suferă pentru tot ce vede că se întâmplă pe pământ cu făptura sa. Cu oamenii nu poți face nimic. Oamenii vor ca tu să asculți de ei, ei să te conducă, ei să-ți spuie ce trebuie să faci sau să nu faci. Ba mai mult, să faci și pe Dumnezeu să asculte, el de ei, nu ei de Dumnezeu. Discreția de care îi rogi, să nu știe stânga ce face dreapta, e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului. Și încă de cei mai credincioși ucenici, nici sfinții n-au avut altă soluție decât fuga de oameni. Decât dacă te hotărăști te lași vorbit, discutat, strâmbat, denunțat și chiar vândut. Și încă de cei mai buni credincioși, ei fiind de cea mai naivă bună credință, că nu-ți fac niciun rău. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii în mic la scară smerit omenească un mântuitor pe cruce. Oare nu la așa ceva m-am legat când l-am văzut într-o gară, privind peste hărmăraia lumii la tragedia ce avea să vie a doua zi, al doilea război mondial? Cu ochii de o frumusețe divină,
și cu o infinită durere că ne vedea pe toți. Nu-i voi ușura întrucâtva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni până la sfârșitul lumii, luându-mi partea mea, căci nu îi ne putem asemăna în nici unul din atributele lui divine, decât în această cruce între oameni, pe care ei mereu ne-o pun în spate, până când vor veni și cei ce ne vor bate în piroane, găsind viața noastră o infamie. Un an m-am ocupat cu gospodăria. De pictură nu mai îmi rămânea vreme. Al doilea an la fel, până m-am luat de grijă că am învățat pictura degeaba. În acest timp ne veneau oameni cu durerile lor. M-a intrat în călugărie părintele Serafim Popescu. L-am rugat pe el să primească preoția, eu simțindu-mă nevrednic. A primit-o. Așa au început slujbele la mănăstire, după puteri. Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu avalanșe de oameni de toate vârstele și treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Părinte, mi-a murit copilul călcat de tren. Știi de ce l-a ucis trenul? Pentru că l-a iubit mai mult pe copil decât pe Dumnezeu și Maica Domnului. Părinte, zbolnav de plămâni. Să mănânci câte o linguriță de hrean plămădit cu miere. Și să te rogi din toată inima lui Dumnezeu. Cel ce a făcut cerul și pământul e în stare să lipească o piele ruptă. Al meu ridică mâna la mine, părinte. Tu, femeie, să nu plângi că te bate bărbatul. 4 copii ai lepădat. Și acești copii își blestemă părinții, pentru că sunt la întuneric. Mergi să te spovedești și spui tot ce ai făcut. Și faci tot canonul pe care ți-l dă preotul. Uite, iei cartea asta și o citești și te împaci cu bărbatul tău. Faci milostenie către familiile cu copii mulți și cât trăiești, îl rogi pe Dumnezeu să te ierte. Să te astfel m-am trezit că fac duhovnicie cu oamenii, deși nu eram preot. Știam că tot ce pățesc oamenii li se trage de pe urma greșelilor sau păcatelor. Așa m-am văzut silit să primesc preoția și misiunea majoră a propovăduirii lui Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, precum și a sfințirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine. Absolut în orice împrejurări s-ar afla în viață. În ziua de 10 aprilie 1942, la praznicul izvorului tămăduirii de la mănăstirea Brâncoveanu, părintele ierodiacon Arsenie a fost hirotonit ieromonah, preot monah, de către mitropolitul Nicolae Bălan în cadrul unei sfinte liturghii solemne. Protopopul Virgil Nistor din Brașov și preotul Mihail Neagu din Sibiu i-au fost nași de hirotonie. Ca preot, ca duhovnic și stareț, va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la sâmbăta, de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor, reușind în scurt timp să schimbe în bine viața oamenilor și să adune în jurul său ucenici, dintre care unii vor deveni preoți, alții monahi. De ce vin oamenii aici, la mănăstirea Brâncoveanu? Vin pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vin strâmtorați de necazuri și unii vin să învrăjbească oamenii. Cei mai mulți
vinecăjiți și bolnavi. Află aici că păcatele sunt izvorul tuturor bătăilor de la Dumnezeu. Bate Dumnezeu păcatele să te lași de ele. Tu, nepricepând, zăbovești în ele. Ba și la vrăjitoare te duci să-ți facă pe întors, că așa-i orbia neștiinței. Te gândești la orice, numai la păcatele tale, nu. Tu nici nu știi că ai păcate și care anume. Nu știi pentru care pricină are Dumnezeu vrajbă cu tine de-ți merge rău. Așa fiind, vii să dai slujbă. Aici banii tăi nu se primesc. Aici ți se cere un lucru mai mare, ceea ce cere Dumnezeu de la tine. Să-ți mărturisești păcatele și de acum încolo să nu le mai faci. Și nu va mai fi bătaia lui Dumnezeu peste tine, ci darul lui Dumnezeu. Pentru asta însă trebuie post, rugăciune și vreme, adică biserică, școală, spital. Grăbiți-i întârzie, căci relele ce au intrat în 30 de ani nu ies în 3 zile sau în 3 minute. Trebuie răbdare o vreme mai lungă. Cine rabdă ajunge la o bună cunoștință de sine și de Dumnezeu. Abia de aici încolo e nădejde să schimbe Dumnezeu cele rele de pe tine și să-ți dea cele bune. Nu numai aici, ci și în viața veșnică. Nu vrea Dumnezeu să rămâi în întuneric până la sfârșit, ci te mai trimite la școală. Așa și voi, celuia ce dă un pas către Dumnezeu, Dumnezeu dă 100 de pași către el. Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos e mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Părinte, vă rog, primiți-mă mai repede la spovedit, că am oameni la lucru și zgrăbită. Vă rog, părinte. Du-te, femeie. Gata-ți șura și vinul. Cu omul care se grăbește, eu nu mă grăbesc. Părinte, nu știu ce să mă fac. Nu pot să mă căsătoresc. Mă, ia amintește ce ai făgăduit lui Dumnezeu când ai fost mic. Da, i-am făgăduit că mă voi face călugăr. S-a apucat fiul de băut și nu-l mai pot opri. Tu vii și te plângi că fiul tău e bețiv, dar când a zămislit copilul, soțul tău era beat. Părinte, fata asta mea are 13 ani și o logă. O puneți, uite, aici lângă altar, pe un scaun. Și timp de o săptămână să fie aici la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe. Crezi în Iisus Hristos? În Dumnezeu Tatăl și în Maica Domnului? Cred. Cred din toată inima. Și voi, părinții, credeți în Iisus Hristos, în Dumnezeu Tatăl și în Maica Domnului? Da, credem. Credem, părinte, credem. Credem. Dacă tu crezi, scoală-te și mergi. Nu pot. Nu, nu pot. Dacă crezi în Iisus Hristos, scoală-te și vino la mine. Așa. Ajutați-o. Ajutați-o. Doamne, părinte. Așa, ușor. Hai, vino la mine. Bravo. Atât cât vei trăi în lume, să nu te duci la distracții, la baluri, la dans, și să te încredințezi în mâinile lui Dumnezeu. Și voi, părinții, la fel. Să nu lipsiți de la Sfânta Biserică
duminica și de sărbători. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. I-am învățat să fie curați față de oameni și față de Dumnezeu. Să dea cezarului ce al cezarului, ascultare cetățenească, dajdie, și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cuget curat, suflet purificat și trup curățit de patimi. Despre această învățătură, martori îmi sunt toți cei ce au ascultat povețele cele după Dumnezeu pe care li le-am dat. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de toți oamenii, fără deosebire, și viața curată, care fac cu putință reîntoarcerea noastră în împărăția de obârșie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurtă cercare a cumințeniei și a iubirii noastre pe pământ, în stadia și arena vieții. Asta mi este toată misiunea și rostul pe pământ, pentru care m-am zestrat cu daruri, deși eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părțile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu și sfințirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri și rosturi sunt străin. Ieromonahul Arsenie, râmnicul Vâlcii, 17 iulie 1945. I-am învățat să fie curați, asta mi este toată misiunea și rostul pe pământ, să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu și sfințirea oamenilor prin iubire. Doamna, ce o fi venit și ministrului Burducea să dea ordinul ăsta? Asta așa, ca între preoți. Nu l-am găsit vinovat cu nimic, nicio probă. A! Îl trimit la București să se descurce ei cu părintele Arsenie. Eu m-am spălat pe mâini. Treaba lor. Scrie. Venirea călugărului Arsenie Boca prin aceste locuri, la mănăstirile Bistrița și Hurezi, ar putea fi pusă în legătură cu vreo activitate politică subversivă, deși acest lucru nu poate fi dovedit cu probe materiale. Adevărat este că susnumitul era des vizitat de mult tineret, studenți, studente și tineri ofițeri la mănăstirea Sâmbăta. În predicile sale nu și-a manifestat vreun crez politic, aspect constatat și la mănăstirea Hurezi. Propunem transferul lui și al călugărului Ieronim Ștefan la București către siguranța generală. Anexăm actele și două declarații luate sub formă de autobiografie. Și am terminat. Părinte Arsenie, oare unde ne duc? Doar le-am scris negru pe alb în autobiografie, le-am zis că am fost chemat să mă alătur legionarilor, dar n-am dorit să mă implic în politică. Și am ales viața călugărească la mănăstire, ca să-L slujesc numai pe Dumnezeu. Poate tocmai de aceea ești acum aici. În lumea asta nu poți să crezi în Iisus fără să fii pedepsit. Dacă n-am suferit, nu i-am înțelege pe cei care suferă. Și apoi oare suntem noi fără prihană? Să nu mai avem nimic de ispășit? Bine, dar tot ce voiau să insinueze e neadevărat. Am scris foarte clar. Are Dumnezeu o joardă pentru fiecare. Vezi tu, Ieronim, sunt și suferințe de care nu suntem vinovați și pe care le judecăm ca nedreptăți ale lui Dumnezeu. Nu-L judec eu pe Dumnezeu, părinte, dar mă întreb, de ce mâna protectoară a lui Dumnezeu nu mai e întinsă asupra noastră? Această suferință de care nu suntem vinovați și pe care nu putem suprima noi singuri, de ce n-am primit-o ca pe o cale pe care Dumnezeu ne poartă unde vrea El? În loc să credem că suferința e o pedeapsă nedreaptă,
să înțelegem mai degrabă că e timpul când noi avem mai multă nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Noi am ales un drum, nu? Da, părinte. Încercările sunt trimise în cale ca să ne conducă la scopul căutat. Suferința e un ocol în drumul pe care noi l-am ales. Vezi tu, măi, Ieronim, răbdarea răului sau umilința în credința lui Dumnezeu este cea mai uriașă putere asupra răului în lumea aceasta. Să aștepți să vezi gândul lui Dumnezeu înseamnă să știi să suferi și să faci din suferință un învățător. Ce spune psalmistul în psalmul 33? Multe sunt necazurile dreptilor și din toate acestea îi va izbăvi pe ei Dumnezeu. Când ai conștiința curată, să nu te temi de nimic. Dragostea în Duhul lui Hristos nu piere niciodată. Din dosarul de urmărire a părintelui Arsenie Boca, reiese că a fost eliberat din arestul Siguranței Generale din București în jurul datei de 30 iulie 1945 la ordinul ministrului Afacerilor Interne, acuzațiile care îi fusese aduse fiind complet nefondate. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. Atâta strălucire va arăta iubirea de Dumnezeu și de oameni în noi, câtă văpaie de ură înfruntăm bucuroși pentru Dumnezeu și oameni. După instaurarea regimului comunist, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov în 1948. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea anvergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a autorităților comuniste, episcopia Aradului l-a scos abuziv din mănăstire și i s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. Aceasta e rațiunea ascunsă a providenței. Toată lumea să se ciocnească de Iisus. Dintre miile de preoți și călugări care au fost întemnițați sau scoși din monahism, numai părintelui Arsenie Boca nu i s-a mai permis să se întoarcă în mănăstire și să slujească la altar, deși n-a avut vreo implicare politică. Singura politică a sfinției sale a fost în slujba lui Dumnezeu pentru reîncreștinarea poporului. Dar pe slujbașii lui Antichrist, tocmai această politică de reîncreștinare a poporului i-a nemulțumit. O cucernice, părinte, și azi ne aducem aminte că ești apostol lui Iisus, născut la vața de sus. A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990, au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea împărăției și Cuvinte vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt. Născut în casa din deal, ți-au pus numele Zian, plecat din satul tău natal,
azi ești Sfântul din Ardeal. Când ajungem la cunoștința ceea ce suntem de fapt, că avem o rudire cu Dumnezeu, că locuiește chiar în structura noastră spirituală, că suntem în pragul liberei alegere a unei concepții de viață, de care să ne ținem chiar de n-o fi pe placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde candela și luminează toată viața noastră cu concepția creștină despre lume și viață. Părintele Arsenie Boca, omul durerilor. Scenariu de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărgineanu. Părintele Arsenie Boca, Mihai Bica. Povestitorul, Dorin Andone. Distribuția a fost următoarea: Maica Olga Gologan, stareța Mănăstirii Bistrița de Vâlcea, Maria Ploaie. Comisarul Filip Nicolae, șeful siguranței din Râmnicu Vâlcea, Mircea Constantinescu. Preotul satului Vața, Dan Sândulescu. Creștina, mama lui Arsenie Boca, Ana Macovei. Iosif Boca, tatăl părintelui Arsenie, Alin Panc. Zian Boca copil, Alex Ionescu. Zian Boca adolescent, Ștefan Ion. Candin Ciocan, dirigintele clasei la liceul Avramiancu din Brad, Cosmin Seleși. Emil Borza, coleg de clasă al părintelui Arsenie Boca, Alexandru Nedelcu. Petru Boldor, coleg de liceu și facultate al părintelui Arsenie Boca, Alexandru Suciu, gardianul, Constantin Bărbulescu. Teodor Bodogae, coleg de facultate al părintelui Arsenie Boca, Ion Arcudeanu. Părintele Dumitru Stăniloae, Mihai Niculescu. Preotul Nichifor Todor, Dan Sândulescu. Diaconul Haralam Biecojocaru, Damian Oancea. Monahul Ieronim Ștefan, Alexandru Nedelcu. În alte roluri: Oana Mărgineanu, Bianca Ciobănete, Teodora Ionescu. Muzica, Petru Mărgineanu. Cântările bisericești Apărătoare Doamnă, Psalmul 102, Axion, Schimbatu-te-ai la față și Cu noi este Dumnezeu au fost cântate de Serafim Monahul, Spiridon Ierodiaconul, Ovidiu Fratele și Adrian Fratele de la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, Județul Alba. Doina A plecat moțu prin țară este interpretată de Pera Bulz la taragot, Eugen Bulz la saxofon și Taraful din Vața. Colinda Junelul a fost cântată de Sorina Marcu și Mădălina Giurgiu din Vața de Jos. Joltarul de la Vața, In memoria Arsenie Boca, e interpretat de Stelică Muscalu. Versurile Marina Vuzdugan. Transcripția muzicală Petru Boloț. Joltarul e o cântare care se cântă la înmormântări. Pentru informațiile și ajutorul dat la realizarea acestui spectacol document, recunoștința noastră față de preotul Nicolae Streza, ucenic al părintelui Arsenie din 1942. Totodată, mulțumiri pentru Zoe Dăian, Sanda Huieț, Marina Vuzdugan, Iovu Mihuț, Romulus Neag, Pera Bulz, părintelui Amfilohie Brânză și obștii mănăstirii Diaconești, părintelui stareț Melchisedec Ungureanu, lui Simeon Monahul și întregii obști monahale de la mănăstirea Lupșa, preoților Ioan Sofonea, Daniel Benga, Simeon Todoran, Ion Galață, Daniil Iacșa, lui Valerian Monahul de la mănăstirea Pătrunsa și lui Natanael Monahul de la mănăstirea Vaca Crișan. De asemenea, mulțumiri Maicii Starețe Pavelida și întregii obști de la Mănăstirea Prislop, Maicii Starețe Marina, Maicii Marta și obștii monahale de la Mănăstirea Hurezi, părintelui stareț Ilarion Urs și întregii obști de la Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus și preasfințitului Daniil Stoienescu, episcopul Daciei Felix cu sediul la Vârșeț, Serbia. Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta, precât li se putea, strălucească și nouă păcători.